De la începutul acestei săptămâni a intrat în modernizare primul cartier din Sibiu, este vorba de Vasile Aaron. Primul pas este reabilitarea rețelelor de apă și canalizare. Lucrările au debutat cu strada Iezerului. La fața locului au fost la începerea lucrărilor primarul Claus Iohannis și directorul Societății de Apă, inginer Mircea Niculescu. Lucrările de modernizare a infrastructurii cartierului Vasile Aaron au început din 10 septembrie în prezența primarului Claus Iohannis. Vorba de lucrări la rețeaua de apă care demarează în cartierul Vasile Aaron, dar practic este începutul lucrărilor de reabilitare și modernizare a infrastructurii din cartierul Vasile Aaron. Probabil vă amintiți, am anunțat de câteva vreme că doresc să reabilităm zonele de cartiere de blocuri și am spus că primul cu care vom începe este Vasile Aaron. Iată că acum se dă startul la aceste lucrări. Lucrările de apă sunt parte din proiectul pe post mediu, care se pune în practică în mai multe zone, nu numai ale Sibiului, ci a întregii arii de acoperire a societății Apă Canal. Dar noi am corelat lucrările în grafic și după ce se vor termina în cartierul Vasile Aaron aceste lucrări la rețelele de apă, vom trece la refacere și nu numai pe străzile importante din cartier, ele sunt bine puse la punct, semaforului și încă câteva au fost reabilitate în ultimii ani. Nu vom intra inclusiv în zonele de parcări între blocuri, aleile între blocuri, zonele de parcare, zonele verzi, toate vor fi reabilitate. Nu vom finaliza în acest an lucrările, se va continua întreg anul 2013, iar dacă este nevoie și după aceea. Însă eu doresc ca în câțiva ani să avem cartiere de blocuri care arată la fel de bine ca și restul orașului și cred că sibienii care locuiesc în blocuri și abia așteaptă să aibă în jurul blocurilor o infrastructură așa cum se cunoaște din restul orașului. Lucrările ce au debutat în acest an vor continua și în 2013. În principal este vorba despre modernizarea rețelelor de apă și canalizare, reparații la străzi, alei și trotuare, reconfigurarea locurilor de parcare, îmbunătățirea zonelor verzi și a locurilor de joacă. Primul pas în reabilitarea cartierului îl reprezintă lucrările la rețeaua de apă. Lucrările de reabilitare și extindere încep astăzi. Vor continua până la mijlocul anului viitor și sperăm că la finalizarea lor, calitatea serviciului de apă și de canalizare în cartierul Vasile Aaron să se îmbunătățească substanțial. Avem de reabilitat circa 4 km și jumătate de rețea și peste 300 de branșamente la blocuri și la casele individuale care se află în cartier. Termenul de punere în funcțiune și de finalizare a tuturor lucrărilor de apă și canal în municipiul Sibiu fiind sfârșitul noiembrie 2014. Deci a trecut cam o zecime din timp, sigur că se adaugă partea calendaristică a anului, dar progresul este bun și sperăm ca în continuare cu tot deranjul pe care îl provocăm locuitorilor în zonele în care sunt afectate, să mergem mai departe. Până la ora actuală au fost alocați 1.250.000 de lei pentru lucrările din acest an. Se va interveni pentru început la rețelele de apă pe străzile Iezer, Șoimului și Șureanu, urmând ca acestea să continue pe Aleea Șoimului, Aleea Negoveanu, Valea Frumoasei, Strada Muncel, Negoveanu, Oașa, Oncești și Ștefleși. Lucrările pe strada Iezer vor dura 3 săptămâni pe primul tronson. Acestea va fi închis circulație pe perioada intervențiilor.